Capitolul 23. Pavel s-a uitat țintă la sobor și a zis, Fraților, eu am viețuit cu toată curăția cugetului meu înaintea lui Dumnezeu, până în ziua aceasta. Marele preot Anania a poruncit celor ce stăteau lângă el să-l lovească peste gură. Atunci Pavel i-a zis, Te va bate Dumnezeu, părete văruit, tu șezi să mă judeci după lege și poruncești să mă lovească împotriva legii. Cei ce stăteau lângă el au zis, Îți bați joc de marele preot al lui Dumnezeu? Și Pavel a zis, N-am știut, fraților, că este marele preot, căci este scris, pe mai marele norodului tău să nu-l grăiești de rău. Pavel, ca unul care știa că o parte din adunare erau saduchei, iar alta farisei, a strigat în plin sobor. Fraților, eu sunt fariseu, fiul de fariseu. Din pricina nădejdii în învierea morților sunt dat în judecată. Când a zis vorbele acestea, s-a stârnit o neînțelegere între farisei și saduchei și adunarea s-a dezbinat căci saducheii zic că nu este înviere nici înger, nici duh, pe când farisei le mărturisesc pe amândouă. S-a făcut o mare zarvă și câțiva cărturari din partida fariseilor s-au sculat în picioare, au început o ceartă aprinsă și au zis, Noi nu găsim nicio vină în omul acesta, dar dacă i-a vorbit un duh sau un înger fiindcă gâlceava creștea, capitanul se temea ca Pavel să nu fie rupt în bucăți de ei. De aceea a poruncit ostașilor să se pogoare, să-l smulgă din mijlocul lor și să-l ducă în cetățuie. În noaptea următoare, domnul s-a arătat lui Pavel și a zis, Îndrăznește, Pavele, căci după cum ai mărturisit despre mine în Ierusalim, tot așa trebuie să mărturisești și în Roma. Pavel este dus la cezarea. La ziua, iudeii au uneltit și s-au legat cu blestem că nu vor mânca, nici nu vorbea, până nu vor omorî pe Pavel. Cei ce făcuseră legământul acesta erau mai mulți de patruzeci. Ei s-au dus la preoții cei mai de seamă și la bătrâni și le-au zis, Noi ne-am legat cu mare blestem să nu gustăm nimic, până nu vom omorî pe Pavel." Acum, dar voi, împreună cu soborul, dați de știre capitanului și rugați-l să-l aducă mâine jos, înaintea voastră, ca și cum ați vrea să-i cercetați pricina mai cu deamăruntul. Și până să ajungă el, noi suntem gata să-l omorâm. Fiul sorei lui Pavel a auzit de această cursă, s-a dus în cetățuie și a spus lui Pavel. Pavel a chemat pe unul din sutași și a zis, Du pe tinerelul acesta la capitan, căci are să-i spună ceva. Sutașul a luat pe tânăr cu el, l-a dus la capitan și a zis: Pavel, cel întemnițat, m-a chemat și m-a rugat să aduc la tine pe acest tinerel care are să-ți spună ceva. Capitanul l-a apucat de mână, l-a luat deoparte și l-a întrebat: Ce ai să-mi spui? El a răspuns: Iudeii s-au sfătuit să te roage să aduci mâine pe Pavel înaintea soborului, ca și cum ai avea să-l cercetezi mai cu deamăruntul. Tu să nu-i asculți, pentru că mai mulți de patruzeci dintre ei îl pândesc și s-au legat cu blestem să nu mănânce și să nu bea nimic până nu-l vor omorâ. Acum stau gata și n-așteaptă decât făgăduiala ta. Capitanul a lăsat pe tinerel să plece și a poruncit să nu spună nimănui că i-a descoperit aceste lucruri. În urmă a chemat pe doi sutași și le-a zis, La ceasul al treilea din noapte să aveți gata 200 de ostași, 70 de călăreți și 200 de sulițari ca să meargă până la cezarea le-a poruncit să aducă și dobitoace pentru Pavel ca să-l pună călare și să-l ducă sănătos și teafăr la dregătorul Felix. Lui Felix i-a scris o scrisoare cu următorul cuprins. Claudius Lysias către prea alesul dregător Felix, plecăciune. Acest om, pe care l-au prins iudeii, era să fie omorât de ei. Și eu m-am dus repede cu ostași și l-am scos din mâna lor, căci am aflat că este roman. Am vrut să aflu pricina pentru care îl pârau și l-am adus înaintea soborului lor. Am găsit că era pârât pentru lucruri privitoare la legea lor, dar că nu săvârșise nicio nelegiuire care să fie vrednică de moarte sau de lanțuri. Mi s-a dat însă de știre că iudeii îl pândesc ca să-l omoare l-am trimis îndată la tine și am făcut cunoscut și celor ce îl învinuiesc să-ți spună ție ce au împotriva lui. Fii sănătos! Ostașii, după porunca pe care o primiseră, au luat pe Pavel și l-au dus noaptea până la Antipatrida. A doua zi au lăsat pe călăreți să-și drumul înainte cu el, iar ei s-au întors în cetățuie. Ajuns și în Cezarea, călăreții au dat scrisoarea în mâna dregătorului și au adus pe Pavel înaintea lui. Dregătorul, după ce a citit scrisoarea, a întrebat din ce ținut este Pavel. Când a aflat că este din Cilicia, te voi asculta, a zis el, când vor veni pârâșii tăi. Și a poruncit să fie păzit în palatul lui Irod.